doliu în politic, a murit Nicolae Mischie. Doliu în politica românească. Fostul presubliniere-dinte al Consiliului Județean Gorj, dar sublinierei parlamentar al PSD, Nicolae Mischie, a încetat din viac. Decesul s-a produs în jurul orei 15:00 la Spitalul Elias, din București, sublinierea, conform IGRO. Fostul deputat PSD a încetat din cauza unei infecții severe. Nicolae Mischie a fost deputat din partea PSD, presubliniere-dinte al Consiliului Județean Gorj, sublinierei presubliniere-dinte al PSD Gorj. Acesta are o contribuție mare la înființarea Universității Constantin Drâncu, sublinierei din Târgu Jiu. În schimb, el a fost primul care a primit titulatura de baron ca urmare a modului autoritar de a conduce județul Gorj, în perioada în care s-a aflat la conducerea județului. Alexandru Mischie, fiul acestuia, a spus că tatăl său a fost achitat în toate dosarele în care a fost judecat.